da. Da. Așa mi-a zis. Hei, mai. Ei, da. Deci, ce de vreo sunt aici? Copii? Ce de vreo sunt aici? Da, da, și poliții. Au ce de poliții. Eu n-am văzut că am fost atât de mult de flori niciodată. Am fost ieri în piață. N-aveai loc să merg între flori. Păi pe unde să mai meargă lumea? Nu te băga pe aia. E din cauza... Se lucrează pe banda aia, stai tot pe banda asta. Trebuie să-l luăm pe Mihai Bravo. Și dacă o luai pe Mihai Bravo, ce? Se lucrează pe o sus. Și nu ieșai tot aici? Se circulă de cât pe prima bandă. Nu am spus, și într-adevăr. Bine, dacă stau să mă gândesc, o să iau. Lasă-mă, stai aici, ia că stai. Nu mai la, nu te mai. Lasă-mă, Luciane, dă-i ușor așa, nu mai trebuie. Uite, mă, ce s-a fost să bagă. Bă, degeaba te bagi. O, e mă, că merg cu mare la bară, stai că rompe-n țigăuri. Aaa. Nu mă, o ia pe-n pereasă. Semnalul de alarmă și voi să vă luăm daci. Ca la mama pe el. Ăsta-i trenul particular, mă amendează rău. Știi că se mai făcea? Da. George a fost în accidentul ăsta. Da, mi-a zis. Știi? Doamne, toți i-au luat mâini și picioare. Da. Înainte să făcea navetă, măi, doamne. Vai. Cu autobuz, și acum, tren. Băi, când m-au zis pe mine, eu nu zic cu răutate. Și nici nu zic să faceți ceva. Doamnă, eu, deci noi plecam de la 4, de la 4, era autobuzul dimineața. Vineam și până la 6 eram în gară și stăteam până, și n-aveam aia, trebuia să plecăm cu unul mai sau reflectare. Exact, exact. Păi da. Aia era naveta. Păi da. Eu mie îmi spune. Păi eu la doi pași de fabrică. De ce am zis să iau bicicleta? Am luat-o de dragă așa. Că nu mai pe formă coboram la nor, mergeam pe linie și ieșeam aici. Da. Nu știu. Da, dar era să mor eu, era o plăcere. Că era păi, da, mulți, aia, era... Da, eram și erau alte, nu? Și alți oameni iau. De la prima ora care râdeam de nesputate, nu știi câte vârmă sau una din astea mai de-a. Când le spui tinerilor ăștia care zice că când a fost cu Sara acum, i-a spus măsele de minte la București, zice că am zis că întâi aveți cu 110 și vorbă noroc bunicul la